Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș cercetează doi bărbați pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor. În data de 24 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiștii secției 6 Poliție Rurală Grădiștea, au efectuat două percheziții domiciliare pe raza județului Călăraș la persoane bănuite de infracțiuni la regimul armelor și munițiilor. Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor 4 arme de vânătoare și 98 de cartușe. La data de 24 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiștii secției 6 Poliție Rurală Grădiștea, au efectuat două percheziții domiciliare pe raza județului Călăraș la persoane bănuite de infracțiuni la regimul armelor și munițiilor. Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor 4 arme de vânătoare și 98 de cartușe. În fapt, un bărbat în vârstă de 62 de ani, în cursul lunii ianuarie, i-a încredințat fiului său în vârstă de 41 de ani arma de vânătoare fără a îndeplini condițiile legale. Totodată, în urma perchezițiilor efectuate la bărbatul în vârstă de 62 de ani, au fost depistate 11 cartușe, muniție pentru care nu era autorizat să o dețină. De asemenea, la bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost descoperită o armă ce aparținea tatălui său, pe care acesta o deținea fără a îndeplini condițiile legale. Pe numele celor doi bărbați s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al muniților. Au fost sancționați contravențional conform legii 295 din 2004 privind regimul armelor și al muniților cu amendă în valoare de 6.000 de lei fiecare și le-a fost anulat dreptul de deținere, port și folosire de arme și muniții.